Mă, pe lăuntric că omul știe de altfel cam ce trebuie să facă el pentru o pregătire a unui sfârșit. Având noi în considerație că sfârșitul omului, fiecare individ în parte este sfârșitul lumii pentru el, că cam aceasta însumează și terminologia aceasta de sfârșit. Pentru sfârșitul omului este odată cu terminarea, așa, suflarea lui pe pământ, pe coaja asta pământului. Sunt două, după mine sunt două soiuri de a sfârși. Un sfârșit spiritual și un sfârșit biologic, trupesc. În toate perioadele grele, am observat în primul război mondial, în al doilea război mondial, lumea care este acum într-o pregătire a unui mare cataclism de război, pentru că una e a lupta în 1000, în primul război mondial, cu o pușcă și alta ar răzbi într-un război cu un tank, cu aviații, și alta este a răzbi la vremea noastră cu un război electronic, tehnic, care de altfel depășește limita oricărei pregătiri, tehnic de a-ți apăra viața. Un război primele începuturi, când era numai cu pușca, atunci tu într-adevăr te găseai pe un front undeva acolo și aveai în idealul tău că îți aperi soția ta, mama ta, părinții tăi, copilul tău și toată familia care plângea după tine și scria pe o carte poștală și o citeai în ploaia de șrapnele din linia întâi. Alta este acum, în războiul acesta, al doilea mondial, când vine aviația, când vin tancurile, când vine pușca asta foarte interesantă, Catiușa. Catiușa? Catiușa, arma asta puternică a rușilor, care secere exact în sfârșit cum ar secera holera. Boală grea. Pentru că una se bați contul năzășit pe un front, pe o distanță de 50, zicem, 8 km, 7, 80 km și alta e se bați cu Catiușa, care e la metru pătrat. La metru pătrat pe o distanță de un front de 5 km unde nu mai ai nevoie de ostaș. Acolo merge singur. Această Catiușă este premergătoare a sfârșit a acestui flagel mare la ora acesta la care trăim noi, război electronic. Acum te găsești pe front, rămâi acolo cu gamea la mână, cu cintura pe burtă și lopata vine mal la șold și mori acolo sufocat, nu știi tu de bine. Când așa cum ai dat cu un spray și rămâi așa neamor, nemișcat. E bine, dar toate acestea, în sfârșit, această tehnică care provine, sunt datorite și greutăților noastre. Când omul nu mai gândește, omul nu mai simte, nu mai trăiește. Este în sfârșit o animalizare a lui și a devenit un rob al tehnicii. Doi oameni care se întâlnesc astăzi nu mai vorbesc de un interes sufletesc între ei. Dacă, cum este postul acum mare, să pregătească omul sufletește,
După cum și evangheliile sunt foarte interesante, care previn mereu de săptămână în săptămână, până la Sfintele însuși patim săptămâna Mântuitorului Hristos, cu durerile, cu suferință. Nu mai vorbesc doi creștini, doi tineri, să-și facă trăie însușătoare cu viața mai aproape de Evanghelie, mai aproape de viața unui sfânt pe care o poartă. Să găsească în sfârșit la formarea și educația acelor 3-4 copii, 5-6 sau câți are o familie. Acum a devenit în situația de acută toată vremea această săracă care ne-a adus și nenorocirea asta de crize economică. Și dacă vorbim de criză economică, să ne ducem îndată și la criza morală, la criza spirituală pe care o trăiește omenirea. Criza morală, criza spirituală. Criza aceasta, în sfârșit, care s-a bătut asupra noastră, nu este altceva decât aspra judecată și mânie a lui Dumnezeu asupra noastră. Și așa cum spunea și în altul Teofan, în pastorala sa, traducea cuvântul de criză judecată, apoi cu adevărat noi suntem pentru judecata lui Dumnezeu, pentru toate faptele noastre care ne comit. Căci dacă lumea se teme de pildă la un apel pe care l-am făcut acum 3 săptămâni, o lună de zile, toată lumea s-a spăimântat, s-a îngrozit, gata, mâine perim, vine sfârșitul. Este un apel pe care l-am făcut mai mult spre trezire, spre o revenire a noastră, băgașul nostru creștinesc, în preajma însăși sărbătorilor mari ale postului care vin și a pregătirii noastre. Căci omul întotdeauna, nu, și la potop, când noi se pregătea să facă imensa corabie, să introducă, că parcă era în sfârșit pregătirea marilor vapoare, tonaj imers, care se învârtă în jurul Mării Negre sau pe ocean nesfârșit. Iată că, la un moment dat, era contestat, de când pregătirea nu se mai întâmplă nimic, pe neașteptat a venit și putop. A venit peste... Totuși e pe neașteptate. A venit tocmai că nu se gândea nimeni că această corabă ar fi folosită sau ar fi bună la ceva. De la fel, la ora aceasta, chiar dacă facem noi în sfârșit un act de pregătire, duhovnicească, facem un act de pregătire, oarecum materială, este foarte probabil că nimeni nu are o convingere. Și cel care își face un bordei undeva, într-un câmp sau pe un munte izolat, nu se gândește că va fi. Ei, va fi cândva. Dar eu îmi fac așa, că succes să o am. Poate dacă nu o folosesc eu, o să o folosesc alții. Acum, ce se întâmplă? Noi nu ieșim din societatea asta în care se găsește în tehnică așa, în toată nebunia ei. Noi nu ieșim. Dar să fim acolo o mărturie, oarecum și un model de rezistență pentru ei, pentru creștini. Credeți că... Că vor lua copiii, să vor duce în munți. Ce făceau strămoșii noștri când veneau năvălirile barbare de pe el? Mă lua copiii, îi punea în sac și îi cărau în munți.
acolo cu ei ce lua mai important? Era Sfântul Altar. Sfântul Altar și preotul. Preotul era, sau altarul, exact ceea ce era în primele începuturi. Când îl ducea dintr-un loc în altul. Da, Vechi da, Testament. Da, foarte frumos. Vechi Testament, așa mergea. Cetatea, satul și comunitatea era în jurul Sfântului Altar. Cu preotul. Când coborau de acolo creștinii noștri, coborau când se retrăgea ultimele hoarde, ultimele nevălitoare, care făceau prăpădul pământului. Apoi, prin ce eram însemnate aceste vinire ai hoardelor? Prin buciumile din munți în munți și prin focurile care se ardea la un foc la altul, până ce vinea, că vin pohoaiele de primești înspre răsărit. Și atunci se retrăgea lumea acolo și își treabă. Iată că noi să facem aceste pregătiri aproape acum, dar hoardele sigur nu mai vin dinspre răsărit, era pus sau... Acum vin de sus, că se vorbește de focul care vine la sfârșit, care va fi, care va ploa cu foc. Stelele cerului vor cădea, astea sunt ploile din înălțime, focul care vine. E se vorbește de pedeapsa lui Dumnezeu care vine pe pământ și aduce într-o această păjulire a noastră de Sodoma și Gomora. Care ne pedepsește Dumnezeu prin sfârșitul acestui, cu cât păcatul este mai mare, mai groază, mai înspăimântător, cu atât și pedeapsa nu este mai crudă și mai înfricoșată. Vorbeați de păcatul neștiinței, că suntem vinovați prin neștiință și spuneați mai devreme la cineva că nu e suficient să fii creștin, mai să sacrifici niște ouă de Paște. Păi da, nu este de ajuns, de pildă, numai a păstra un obicei și o tradiție și cu asta ne-am achitat. Nu, dragul meu. El, starea noastră de lucruri este că toate trebuie să le trecem printr-o suferință și pe un moment greu care au născut acest obicei și tradiții. Apoi noi imediat trebuie să ne gândim că alături de ouă roșu este și crucea îndată a Mântuitorului Hristos. Alături de pasca pe care o face bunica în covățica ei acolo și împletește Sfânta Cruce în mijlocul ei, acolo reprezintă și durerea a mucenicilor, a cuvioșilor, a pusnicilor, a drepților care s-au nevoit în vederea acestei restricții. Și cum să participe fiecare creștin în suferință? Și fiecare cum să participe și să întâi să se dezbrace, cum spune Herovicu, de toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Adică e să bine, facă totul pentru Dumnezeu și nimic? Să facă totul pentru Dumnezeu ca El să poată împăca ființa Lui sufletească.